Bună Taur și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 17-23 iulie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Taur, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu previziunile, te invit cu drag și la o analiză cu mai multe detalii la partea bonus, apasă butonul alătură și acolo ai toate informațiile necesare. Dragi Tauri, săptămâna începe cu niște tensiuni acolo care sunt legate de casă, legate de stabilitatea unei relații, legate de stabilitatea voastră financiară. Sunt niște chestiuni ciudate care au loc. Pot fi uh, conflicte legate de rude, privind afacerile, mai ales cei care aveți chestiuni, uh, știu eu, cu rudele, adică aveți o afacere de familie sau. Uh, ceva de genul acesta. Pot apărea tensiune, atenție, nu neapărat acum că vă certați, da, sunt chestiuni de rezolvat. Există și soluții, bineînțeles, soluția vine prin acte, da? prin ceilalți, deci e nevoie să socializezi. Apoi avem o lună nouă în rac, undeva luni seara Luna nouă care pentru tine este produce pe casa a treia și care înseamnă că îți pot intra persoane noi în anturajul tău, poți să dai de carnet, poți să te apuci acum de scris o carte de scris un proiect, alți tauri, poate chiar aveți parte de știu eu noutăți plăcute legate de anturajul vostru. Unii e posibil să fiți invitați la vreo nuntă la ceva de genul acesta, undeva în cercul vostru de prieteni, în familie pentru alții. Poți să te înscrii la un curs, uite pe luna asta nou, să înveți ceva, să studiezi ceva, dar nu o facultate, ceva așa de câteva luni. Vezi că e ceva care te va ridica foarte mult din punct de vedere socioprofesional, deci te ajută foarte mult acele informații. Nodurile lunare schimbă semnele, iese nodul nord din zodia voastră, gata, ne lasă în pace pe noi, pe tauri, și intră în berbec. Nodul nord, nodul sud, intră în balanță. Pentru voi, dragi tauri, se activează până prin ianuarie 2025 o axă a sănătății și o axă a muncii. Și acum, partea bună a lucrurilor. Este că vă vor veni foarte multe idei absolut geniale prin somn, prin meditație, atunci când sunteți singuri, atunci când uh, vă retrageți cumva în locuri mai dragi sufletului vostru și uh, mai este ceva important. Dacă știți că ați muncit, dacă știți că ați dat tot ce a fost mai bun din voi până acum pe muncă, indiferent în ce domeniu lucrați, veți vedea că veți culege roadele. Însă sunt și mulți tauri pe care vor trece prin transformări foarte mari în următoarea perioadă. Se deschide o perioadă de un an jumătate, cam așa, în care va fi nevoie să stați puțin mai retrași, să fiți puțin mai secretoși, mai misterioși și uitați că puteți să aveți o conexiune foarte puternică cu planul divin, foarte puternică. Este ca o perioadă așa de retragere pentru să spun așa, pentru o perioadă și apoi ieșiți la lumină și arătați tuturor ce ați făcut voi în, în perioada aceasta, însă mai am un mesaj și anume. Chiar v-aș ruga să fiți foarte atenți cât stau nodurile lunare acolo să găsiți echilibru ăsta între muncă și odihnă, da, pentru că na taurii câteodată uh, muncesc până la epuizare și nu este în regulă. Da? Și asta nu o spun cu și eu tot taur sunt, deci e nevoie să găsim un echilibru. Bine, unii tauri cu aspectele care sunt pe cer, uh, nu știu să spun că intrați într-un concediu de maternitate sau vreți să ieșiți la pensie, vreți să vă retrageți într-un domeniu și asta e un lucru bun. Apoi, uh, Toată săptămâna asta vine cu niște mici mari dispute, tensiuni, să zic așa. Fie în relația cu prietenii, în relația cu persoana iubită sau este ceva legat de viitorul unei afaceri sau viitorul unui proiect. Acolo sunt niște chestiuni ciudate. Saturn de acolo vă cam trezește la realitate și vă spune încotro merge relația voastră de cuplu, vă spune, da, ce prieteni aveți prin jur, că vă veți da seama săptămâna asta că nu toți sunt chiar așa cum v-ați fi așteptat voi. Așteptați-vă să aflați secrete, dar știți cum, prin chestii mărunte, așa, de finețe, acolo e adevărul, acolo e soluția. Spre final de săptămână te-aș ruga să ai o mai mare atenție pe drumuri, dar și pe eventualele discuții în contradictoriu care pot apărea și bineînțeles că Venus, guvernatoarea ta, retrogradează începând cu 22 iulie, cam așa și retrogradează acolo pe casă și poți să-ți renovezi casa, poți să te muți undeva sau poți să faci mici mari schimbări, dar te-aș ruga să nu cumperi chestii foarte mari și foarte importante pentru casă doar pentru că sunt strălucitoare și pentru că sunt frumoase, pentru că e posibil să-ți dai seama că n-ai nevoie de ele. Da? Bun. Uh, hai să vedem și arhanghelii ce transmit. Este adevărat, vă spun și vouă, că este o săptămână în care se produc lucruri mari la nivel mondial, adică lucrurile încep să se miște cu sau fără voia noastră, dar așa cum știți că e mai bine să inițiem noi anumite lucruri decât să ne trezim cu un șut așa în spate. E mai ok, da? Voi cu siguranță veți iniția. Hai să vedem și avem focul alchimic transformator al lui Dumnezeu. Numerele importante: 1, 2, 3, 12. Culorile importante: roșu, portocaliu, albastru, auriu. Și văd aici o conexiune foarte puternică, poate cu o persoană total diferită de tine. Stai spate-în spate cu cineva. Apoi, Arhanghelul Uriel este cel care îți oferă un dar, o ghidare ard toate tendințele nefaste din ființa ta, alchimizez toate amintirile tale traumatizante și te ajut să îți transformi dezamăgirile în cele mai evidente binecuvântări. Vezi că se deschide o perioadă pentru tine în care se elimină foarte multe lucruri din viața ta, adică prieteni, iubire, da, uite, dacă nu ești într-o relație bună, lucrurile ușor, ușor, da, un an jumătate de timp să se clarifice. Uh, reușești să îți purifici uh, sufletul și uite, e foarte important. Aici simți să să-ți transmit că. Uh, poți să mergi la un psiholog sau să mergi undeva să găsești o soluție. Pe chestia asta, mai ales când vine vorba de subconștientul tău. Bun, deci săptămâna asta se elimină din viața ta lucrurile negative și bineînțeles că. Vei reuși să faci pace cu acele amintiri. Da pe care tu le ai vei reuși să-ți dai seama că totul se întâmplă cu un rost în lumea asta și absolut uh, totul este spre binele nostru, spre evoluția noastră. A venit motanul, dar nu cred că vine, are treabă pe aici, pe la geam. Mă rog. Opt de spade, lumea 5 de cupe, diavolul, 10 de cupe, 8 de bâte, 4 de monede. 10 de bâte. Dragi tauri, aveți aici în jurul vostru o persoană, cred că mai încăpățânată decât voi, da? mai sigură pe ea. Avem 10 de băte și cu eremitul. Așa cum spuneam, ideea asta de retragere, ideea aceasta de izolare, e puțin destul de greu de dus pentru voi. Da? Mai ales cu Venus acolo în leu, e complicată povestea. Dar Văd aici că este o săptămână ușor aglomerată pentru tine. Nu ne neapărat negativă, pur și simplu ai foarte multe lucruri de făcut. Unii văd că aveți de studiat ceva, aveți de rezolvat o problemă importantă, dar văd pentru unii și o conexiune cu zodia fecioară. Opt de spade. Este un blocaj cu adevărat aici, în cadrul unei relații, sau uh, poate să fie un moment în care reușești să ieși din această închisoare, din această senzație de blocaj. Diavolul la baza manifestărilor tale, o conexiune cu zodia Capricorn pentru unii dintre voi. Sunteți foarte pasionați de ceva anume, sunteți foarte atrași de o persoană, de o situație. Este ceva acolo care vă ia mințile, pur și simplu. 5 de cupe, din punct de vedere personal, uh, Lucrurile pot fi puțin agitate, așa cum am spus. Adică vă uitați așa spre partea goală a paharului, ceea ce nu ar trebui să faceți, și să vedeți exact ce puteți să faceți cu ceea ce aveți voi acum la îndemână. Uh, în mintea ta avem lumea care reprezintă o eliberare. E ca și cum unii tauri spuneți, uite, îmi place prea mult domeniul respectiv de activitate și chiar renunț la tot, cu toate că îmi pare rău, și mă duc și mă dedic acolo. Ceva de genul acesta. Însă, pentru unii atenție, poate să fie vorba chiar și despre o relație personală, o relație de prietenie. V-am zis că și partea asta e ciudată, o relație de iubire. Lumea vorbește despre bucurie, împlinire, liniște, pace. Lumea vine cu un succes foarte mare pentru tine. Te faci remarcat. 10 de cupe. Ai legătură cu o persoană foarte idealistă, și 10 de cupe să știi că înseamnă o legătură cu un grup de oameni foarte drag sufletului tău aici. Dar bineînțeles că partea aceasta de casă, de familie va conta foarte mult. 8 de băte. Cineva se simte foarte atras de tine. Însă văd și o persoană care îți dă multe mesaje, te sună, poate este o persoană uh, din familie da, cu care să zic că vorbești mai mult pe zona de online pentru unitauri. tauri. Însă simți și o atracție foarte puternică pe care cineva o are față de tine. Da? Sfatul e să nu te uiți spre partea negativă a lucrurilor. Duci ceva greu în spate, uite împreună cu cineva. Patru de monede avem aici din punct de vedere profesional. Este cineva în jurul tău care te poate ajuta foarte mult. Este o persoană pe care te poți baza, dar uh, văd aici că cineva din jurul tău e foarte prins de tine, da. Foarte prins de tine acum, fie la muncă, reia, ăia își dau seama cât de important ești și nu vor să te lasă să pleci, fie pentru alți tauri este vorba despre. Despre cineva din jurul tău care te idolatrizează, să zic așa, poate să fie un prieten, persoana iubită. Cineva din familie. Deci, dragi tauri, o săptămână foarte intensă pentru voi, chiar frumoasă, aș spune, în care reușiți să faceți pace cu trecutul, reușiți să ieșiți din niște situații ciudate, Acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag, iar dacă ai rezonat cu mesajele și dorești o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus, apasă butonul alătură și acolo ai toate informațiile necesare, cum anume să devii membru și să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună. Deci ai acces și pentru iulie, vei avea acces și pentru august, ai acces și la previziunile pentru anul 2023. Și de asemenea, te invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodii. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Contează și acest aspect foarte mult pentru mine. Dacă n-ai făcut deja aceste lucruri, tot îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face și acestea fiind spuse, eu îți doresc să ai parte de o săptămână cu multe eliberări.